Asta nu putem să vă dăm un răspuns exact, pentru că noi așteptăm din partea primăriei să primim situația arieraturilor, stingerea arieraturilor, așa cum am solicitat și în ședința anterioară a Consiliului Local. Din ceea ce ne-a transmis doamna secretar a primăriei, ne-a spus undeva pe săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că subvenția nu se va acorda retroactiv, vom avea subvenționat apa caldă de la momentul în care se vor stinge arieratele și vom avea proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Cu siguranță noi vom vota, pentru că ne-am asumat acest lucru și la momentul în care am acordat în data de 13 iulie.